Aceste drepturi recalculate, cum spuneam, pentru mulți înseamnă un câștig. Se vorbea de sume până la 500 de lei. Avem peste 3,8 milioane de pensionari în urma cărei acestei recalculări pensiile cresc. Este vorba de aproximativ 83% din totalul pensionarilor din sistemul public de pensii, care, într-adevăr, în urma aplicării noi formule de calcul care face parte integrantă din noua lege a pensiilor, pensiile cresc începând cu 1 septembrie. Am văzut însă o frază în comunicările oficiale și anume că pentru acești 3,8 milioane de pensionari creșterile sunt între 3,8 milioane. Da, sunt între 1 și 500 de lei, adică totuși, cum adică între 1 și 500 de lei. Deci... Nu știu unde ați văzut această comunicare, este total falsă. Majorările în procent sunt de la 1% la 100%, iar creșterea medie în valoare nominală în lei este de 620 de lei. Creșterea medie a pensiilor. Avem deja și un impact financiar foarte clar, după cum tot am anunțat. Noi preconizam că avem pentru aceste 4 luni de zile 10 miliarde în plus pentru plata pensiilor pe recalculare. Suntem sub acest prag de 10 miliarde, deci avem 9,4 miliarde impact financiar în plus față de o lună normală, mă refer la luna august, cu plata acestor pensii conform noi. Care este categoria cu cea mai mare creștere? Unde ar trebui să ne uităm? La vechime, muncă, la grupa de muncă? Nu putem spune că există o categorie anume de pensionari. Nu neapărat profesională, ci repet... Este vorba de parcursul profesional al fiecărui pensionar. Aici, credeți-mă că cei mai mulți câștigă cei care au acumulat acele puncte de stabilitate, care este o noutate în noua lege a pensiilor, cei care au lucrat mai mult de 25 de ani și au lucrat pe un salariu mic, pe un salariu minim pe economie, dar au lucrat mult, peste 35 de ani. Acolo, într-adevăr, diferențele sunt substanțiale și ajungând chiar la dublarea pensiei. Ei fiind cei mai nedreptățiți, pentru că deși au muncit unele dintre meserii fiind foarte grele, cum spuneți, 30-35 de ani erau plătiți cu cel mai mic venit, evident că aveau și pensia cea mai redusă. Da, pentru că să știți că cu noua lege a pensiilor acest principiu al contributivității este și mai bine întărit, pentru că bonusul acesta de puncte de stabilitate se acordă numai celor care au un stagiu de cotizare superior, mai mare. Și aici vorbim de 25 de ani. Am luat această bornă, că de ce am primit această întrebare, de exact. Ce am luat această de ce 25 bornă de 25 de ani? Pentru că 25 de ani este o medie aritmetică a tuturor stagiilor de cotizare de-a lungul timpului din sistemul public de pensii. Și de aici am plecat, de la 25 de ani în sus. Și avem acele puncte de stabilitate care se dau pe cele trei pariere, 0,5, 0,75 și chiar un punct în plus de stabilitate pentru acei pensionari care au realizat un stagiu de cotizare mai mare de 35 de ani. Cei care n-au primit încă deciziile, de unde pot să afle sau cum pot să-și facă singuri calculul înainte de a primi hârtia, cât va însemna majorarea? Da, să știți că eu tot am mers și am făcut calcule, nenumărate calcule. Să știți că noua lege a pensiilor este mult mai simplă, este și mai predictibilă, pentru că avem un mecanism foarte clar de indexare a pensiilor începând cu anul viitor. Dacă înainte această indexare se făcea așa ad hoc din pixul politicienilor, acum lucrurile sunt foarte clare, în sensul că avem foarte clar mecanismul de indexare care tot timpul pensiile vor crește de la 1 ianuarie tot timpul și vor fi actualizate cu 100% din rata inflației, la care se mai adaugă și creșterea economică realizată prin câștigul salariar mediu brut. Deci, 1 ianuarie 2025, pe lângă această recalculare și eventuala majorare la cei care beneficiază de această creștere, toți pensionarii vor avea indexare. Exact. Da, vreau să vă spun una singură pe an, pentru că în legea precedentă erau prevăzute chiar două, dar de obicei nu se dădea niciuna. Da, da, deci avem numai în luna ianuarie. Anul acesta am avut două majorări. Majorarea de la 1 ianuarie cu 13,8, iar acum anvelopa plății pensiilor începând cu 1 septembrie este o creștere medie de aproape 27% a tuturor pensiilor, deci avem o creștere pe ansamblu de peste 40% pe care am dat-o anul acesta pentru... Cât era prevăzut într-o lege de acum vreo 7-8 ani, cred. Am depășit acest procent. Bun.